pătruns în tainele ei, neștiind că aceasta îi va deveni cea mai bună prietenă și cea mai sinceră rugăciune cusută cu acul pe pânză. Conduce acul astfel încât în urma lui rămâne ornamentul, ritmul, forța. Doamne ajută, dragă Olesia, la ce muncești? Bună ziua, da, Doamne! Aici sunt la o cămașă care am întâlnit-o la Iași, la Muzeul Etnografic din Iași, și a fost cu mențiunea chestii din nordul Moldovei. Și atunci, inițial, nu m-am prins că mi s-a antipărit în suflet această cămașă. Venind acasă, peste un anumită vreme, din toate cămășile care le-am văzut, erau mai multe de 50, asta mi-a rămas cel mai mult, chiar dacă am studiat așa. Mi-am dat seama că asta e culoarea mea preferată și din poze am început să descifrez motivul. Și mai mult decât atât, această vârteniță, pe care eu așa zic că o vârteniță, o moară de vânt, să zicem așa, și totodată și coarnele berbecului, am întâlnit acest motiv și în cămașa care am întâlnit-o la Muzeul Etnografic din Mereni și la o altă cămașă care am văzut-o, una similară cu cea din Mereni, care am văzut-o în muzeul din Ungheni. Și atunci am zis că acest motiv este un motiv, de fapt știm că este un motiv puternic de rotația vieții, schimbarea energiei, și am zis să am și eu o cămașă cu acest simbol. Acea rugăciune sacră care o apără. Pe masă vedem câteva lucruri executate cu multă migală, credință și dibăcie. Una dintre primele, atunci la început era o criză mare de pânză, încă doamna Mariana Neacșu țesea, dar era pe la început și până a ajuns pânza țesută la mine a mai durat ceva timp, dar eu n-am avut răbdare și am realizat această cămașă. O cămașă, după cum vedeți modelele, este o cămașă de centru și mai mult specifică zonei mele. Eu sunt din Orhei. Pereții caselor din Orhei, știm toată lumea că sunt sinelii și aici am respectat, am pus această culoare care mi este foarte dragă și am zis că mi este caracteristic, să zic așa. Asta este printre primele mele cămăși. Deci după aceasta am făcut cămășile acestea, pe mine este nașa și cămașa de mireasă. Mai mulți designeri și meșteri populari se întreabă ce a inspirat-o pe pictorița Olesia Ionache să lucreze pe o pânză grea de cânipă. Eu am vizionat expoziția Eliza Brătianu la Cluj. Și după memoria ochilor mei, ce am văzut eu acolo, mi-a rămas textura asta și m-am uitat mult în poze și am zis că eu cred că nu greșesc dacă am să cos cămășile pe cânipă. De unde vine această pasiune pentru broderie? Am prins-o pe mama mea mereu brodând, croșetând. Ea n-a știut, ca și mine, n-a știut la început de unde să se inspire. Și nici nu era atât de răspândit atunci, în perioada anilor 80-90. Ea știa croșeta, știa broda, dar despre cămăși noi n-am prins. Eu mai țin minte, la 6 ani, ceva, mișcam acu așa sau croșetam așa. Eu nici nu știu ce făceam, dar mișcările le-am prins. Niciodată nu am crezut că eu am răbdare scos.
Prima cămașă care am făcut-o era inspirată dintr-o cămașă artizanală, pentru că eram la început, nu știam unde trebuie să mă inspir corect. Și eu credeam că eu n-am să o fac. Prima cămașă am zis că, dar n-am eu răbdare. Așa, popular, am zis, eu pentru mine, eu cu mine vorbeam. Și am zis că, dar nu cred eu că eu am răbdare. Și am cusut-o pe trei fire. Am cusut-o pe două fire, cum ar fi bine. Și un pic motivul mi este mare. Dar am terminat-o. Și am terminat-o într-un scurt timp, când nici nu dormeam nopțile. Și atunci am întrebat-o, doamna Varvara, dar cum, de unde s-au venit la mine așa, eu să cos? Eu zic, tu ai un chip de acolo undeva, din străbunii tăi. Și iată, acum am ieșit la iveală. Doamna Oresia Enache este un artist plastic pe măsura vremurilor pe care le trăim. Adică își pliază foarte reușit tot potențialul său artistic, creator, pe necesitățile acestei societăți. O urmăresc de mai mulți ani. Are o ascensiune foarte, foarte relevantă. Pentru că de la pasiunile sale de artist plastic, în special de pictor, pe urmă de designer vestimentar, uite, treptat, treptat, a început să cuprindă și dimensiunea educației prin artă. Este o concesie pe care creatorul o face cu gând la tineri, dar și la viitorul societății. Expoziția cu genericul 100 de cămăși basarabene salvate de la dispariție a fost organizată cu prilejul Centenarului Marii Uniri la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, acolo unde s-a născut și ideea șezătorii Basarabia, moderată de doamna Varvara Buzilă. Mi-am propus eu și doamnele care suntem în șezătoare Basarabia, măcar toate să fie reproduse, că cele din muzeu nu le poți purta, dar noi să avem o sărbătoare unde să ne putem mișca în ele, să putem merge cu aceste cămăși. Și așa am zis că să fie realizate cămășile din muzeu. Îmi doresc ca acum doamnele să nu piardă inspirația sau entuziasmul de a mai coase. Mi-aș dori ca să îmbinăm toate bucățile acelea care stau sub vitrina muzeului, să le putem compune ca să iasă din ele cămăși. O parte noi am încercat, deja câteva cămăși avem, făcute după motivele, bucățele acelea care sunt în expoziția din muzeu. Dar mai urmează să mai lucrăm, că sunt multe materiale. Această cămașă este deja cusută pe pânza țesută acum, mai nou, pe pânza Mariani Neacșu, dar aceasta este prima, deci această cămașă este cusută pe prima pânză țesută de Vecislav Filimon. Da, dumnealui mi-a oferit, mi-a zis, tu ai să știi ce să faci cu pânza asta. Din păcate, eu cam mult am ținut-o, dar fiecare pânză am observat eu, își cere modelul, își cere timpul său. Și mi-a ieșit acum recent, la începutul anului, am realizat această cămașă de podoimiță. În expoziția aceasta n-a fost, doar a fost asta expusă, și, dar mă mândresc că sunt cămașele de Basarabia, le-am valorificat și s-au multiplicat, să zicem, încă cu două la număr. Mă bucur și doamnele au realizat acele cămăși, acele 100 de cămăși și mare parte din ele sunt din patrimoniul muzeului, ceea ce ne dă veridicitate că anume sunt cămăși basarabene. Au mai fost și unele
bucăți din, noi am compus și din bucăți, din desene vechi. Și tot au ieșit niște cămăși, eu zic, foarte specifice zonei noastre. Olesia Ienache a muncit la cea mai veche ie, care datează din secolul al XIX-lea. Povestește că cel mai mult timp i-a luat stabilirea ornamentului și a tehnicii de lucru. Ia a numit-o busuioc. Cum ați adunat acest grup șezătoare Basarabia? A venit Danciu Ionica, Ioana Corduneanu a venit și atunci noi așa împreună am înțeles că avem și noi nevoie de o șezătoare aici pe loc. Am făcut multe drumuri la București ca să colaborez cu acești oameni frumoși, ca să învăț de la ei. De fapt, am tras cu ochiul și ei ne-au vizitat, să zicem, de 3 sau 4 ori. Asta este o mândrie pentru noi. Chiar și domnul Nelu, trăind la Stuttgart, a venit aici la noi la Chișinău. De două ori chiar a venit special la noi la șezătoare. Deci să ne îndrumeze corect, să nu... Deci ca să înțelegem că noi coasem, dar tot e bine când coși, să nu muncești în zadar, să faci lucru corect. Interesant cum s-au implicat și bărbații în broderie, în cusut. Că chiar cu Veceslav a fost primul care noi ne-am gândit că vom face acest grup. Și de la domnul Nelu am prins primele tipuri de cusături, așa am văzut. Pentru primele cheițe, bine, eu știam cheița cea mai simplă, puricel, dar domnul ne-a mai arătat cheițele de Vrancea cu două, cu nădățica cu unu, nădățica cu doi și cu trei și pe la margine nădățelele astea sau, nu știu cum să zic acum, deci decorurile astea, nădățelele acestea de la margini, mai mult la cămășile bărbătești. Dar eu m-am gândit că e bine să o decorez și această evantaie a cămășii acestea, să fie interesant. Și asta am învățat de la domnul Nel. Probabil că cu Veceslav, Filimon și-a dorit ca noi să activăm împreună. Și dânsul fiind mai curajos, a mers la doamna Varvara, am zis că doamna Varvara, avem nevoie de dumneavoastră, avem nevoie de muzeu, avem nevoie ca muzeul, noi să colaborăm cu muzeul. Și așa avem acum a patrulea an, suntem în a patrulea an de șezătoare Basarabia. Șezătoarele unite sunt adevărate punți de ornamente, punți de ie peste prut. Dragostea pentru ie și broderie a unit două grupuri, comunitățile Șezătoare Basarabia și Șezătoare București. La Șezătoarea Unită au venit la Chișinău reprezentanți de la Constanța, Buzău, Timișoara, Iași, Târgoviște, Pitești și, desigur, de la București. Așa știe ea de bine, lai, la, 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 la.
Olesea Enache a oferit foarte multă generozitate comunității șezătoare Basarabia. Practic, ceea ce s-a reușit în cadrul acestei șezători îi se datorează în mare parte atitudinii doamnei Olesea. Mai mult chiar, ea este elementul dinamic care a făcut legătură cu celelalte șezători din spațiul cultural românesc. Întâi de toate cu șezătoare București, cu șezătoare Piatra Neamț, cu șezătoare Tulcea. Șezătoare București ne-a susținut, au venit și ne-au vizitat expoziția de 100 de cămăși. Din șezătoare București s-a mai desprins încă o șezătoare, atelierul de ei. Unele doamne sunt la primele cămăși, cele care sunt deja avansate în vață, cele doamne care s-au lipit de dumnealor. Și totuși doresc să vină să colaboreze cu noi. Păi, vă dați seama că avem pânza țesută de Mariana Neacșu, foarte multe fete la noi cos pe această pânză. Și când mergem cu oricare drum spre București, neapărat mergem, luăm pânza, aducem alt lot de pânză sau... Deci cumva colaborăm. Cu această cămașă am participat într-o expoziție organizată de atelierul de ei. Deci am fost foarte mândră, am și o diplomă la această participare. De drag, de oameni, mai mult să zic așa. Trebuie să realizați o lucrare de formatul A, prima lucrare formatul A3 și următoarea lucrare formatul A4, inspirate din ornamentele tradiționale. Astăzi aveți mai multe surse de inspirație, care le-ați văzut aici pe tablă și din covor și din prosop și din, chiar și din arhitectura tradițională. Și oricare imagine vă inspiră, vă rog să vă gândiți la o schiță, la o compoziție și să realizați așa o imitație acestei tehnici pe care noi împreună cu voi o explorăm astăzi la lecții. Ziua, pictoriță și profesoară de arte plastice, noaptea, creatoare de ie. Anul întâi văd că lucrezi la... La ritm, în baza creierului în arhitectură balustradie. Încerc să-mi promovez mai departe dacă sunt la elev în domeniul design interior, îmi perfecționez stilizarea acestora și la lecție îmi permite ca să-mi dezvolt acest domeniu de artă și cu ajutorul ritmului noi o să putem face și cunoștință chiar și cu ritmul popular. La ce sunt tipurile de ritmuri de toate gradele. Am încercat să le reprezint pe toate, de toate tipurile. Și prin acestea noi ne dezvoltăm atât intelectual, cât și creativitatea noastră. Aici eu am încercat să reprezint uzorurile care se regăsesc și pe costumurile noastre naționale. La tema ritmul, acești doi băieți și-au ales ornamentele din broderie și Ion și-a ales să reprezinte ritmul din arhitectură. Ritmul este o temă, o temă care, din mai multe lecții, pentru că există ritmul simplu, ritmul alternativ, ritmul compus, precum spun eu, 1, 2 și 3, din mai multe grade, ritmul compus care are același element și se află la diferite intervale. Eu mai dau exemplu frunza de pe pom, care e același element, dar se află la distanțe diferite. Ritmul compus de gradul 2 atunci când avem multe, 4, 5 sau 7, care se repetă la același interval, sunt foarte strict aranjate, dar motivele sunt diferite. Și atunci când avem diferite elemente la diferite intervale, viitorii artiști își pot inventa lucrările lor proprii. Pictați la brâie aici. Da, brâul este un element al portului popular și pe acesta putem găsi numeroase ritmuri alternativ, simplu, compus, sunt diferite. Acesta este un brâu simplu, dar acesta este un brâu compus, compus din mai multe elemente și mai multe motive.
numesc Valeria. La urma învățării temei ritmului am încercat să reprezint o broderie tradițională. Astfel noi învățăm totodată și elementele tradiționale a țării noastre cu care ne mândrim noi, dar totodată ne vor ajuta aceste abilități pe viitor ca să ne dezvoltăm în profesia care am ales-o, pentru că ritmul se află în aproximativ toate elementele care se află în jurul nostru, începând de la elemente de îmbrăcăminte până la porți, unde mai ales la țară găsim foarte multe elemente care aparțin ritmului. Încerc să reprezint niște ornamente de pe covorul bunicii mele, care îl ține în casa mare, să-i spunem. Și aceste ornamente sunt reprezentate în diferite poziții și cu diferite motive. Fiecare are ceva special în felul său. M-a inspirat foarte mult deoarece are aceste culori între albastru, roșu și galben, care sunt și culorile tricolorului nostru, care arată de unde provenim noi și arată națiunea noastră, cât suntem noi de duși spre tradițiile acestei țări. Aici reprezint un mic design, s-ar putea spune, a unei broderii, a unei EI. Este o compoziție dintr-un ritm alternativ, dar și așa compus de gradul 1. Această tehnică îmi dezvoltă imaginația, dar și de asemenea mă ajută să redau tradițiile noastre, cele mai frumoase tradiții ale noastre moldovenești, a portului național. Este un ritm compus de gradul 3 pentru că se află mai multe etape care la rândul lor posibil să fie introduse într-un costum popular, mai exact în zona umărului. Domnișoarele pictează costumul lor de Sienache. Deci noi am avut o lucrare cu figura costumată și noi ne-am propus să promovăm portul nostru tradițional. Ați îmbrăcat o elevă în costumul dumneavoastră? Da, și copiii au, în așa mod, au și cunoscut și costumul, cum este cap-coadă îmbrăcat. Ne-am inspirat și noi de la acest ritm, care îl întâlnim deseori pe costumul tradițional și în special în acest costum. Figura aceasta este modelul dat, mai bine spus, este chiar modelul din, este colega noastră chiar. Este un ritm alternativ, întâlnim mai multe elemente, el poate fi folosit atât pe mânecă, cât și pe umăr sau chiar și în fața ei. Ea este izvor nesecat de bucurie și inspirație. Pe Olesia Enache o inspiră nu doar culorile, nu doar ornamentele, ci și tehnicile de cusut. În pictura noastră aplicați niște culori aprinse, bătătoare la ochi. În broderie aplicați așa niște culori mai calde, le așterneți pe pânză altfel. În pictură am învățat de la profesorul meu că pictura trebuie să fie culoare. Și atunci nu mai pot, s-a format ca un stereotip, să zic așa, pictura trebuie să fie culoare. Și dacă pictura mea nu are culoare, atunci eu nu o simt. Dar în cămăș, probabil că am studiat din original. Și originalul m-a făcut ca eu să respect, să le fac ca idoma. Și de asta probabil sunt așa mai cuminți, să zic. Cu toate că mai apare și câte un pic de roșu. Dar cămășele, de fapt, noi în cămășele noastre tradiționale basarabene avem foarte mult roșu. Roșu, nucăriu, dar roșu mai aprins, să zicem, și roșu mai vișiniu, de vișină. Se găsesc chiar total roșii.
sunt cămăși multe roșii, doar că în gama mea care am ales-o eu, care s-au lipit de suflet, acelea le-am realizat. Dar struguriul acela nu l-am mai văzut. Mi s-a părut foarte apropiat, am căutat-o foarte mult ca să găsesc această nuanță, din motiv că vopsitul, din frica ca să păstreze mai mult în timp, am ales, de data aceasta, am ales această nuanță. Dar știind că poți obține nuanța aceasta, am zis că să o aleg, de ce? Am zis că, da, de ce în Basarabia nu s-ar putea coase cu culoarea care o poți obține din vopsit? Bine, este similară, nu este chiar acum, dar am și în program, am în proiectele mele, am și o cămașă cu lână care am vopsit-o un pic mai ca vinul. Aici eu cos cu lănțișor și cusătura aceasta de încadrament este și nătău, cel mai des utilizat. Aici voi pune niște paiete pentru că am achiziționat niște paiete de aur. În cămășile noastre basarabene s-au găsit, sunt paiete de argint, am și paiete de argint, dar deoarece este movul acesta care cere nuanță de galben, am să pun nuanțele acestea de aur. Eu zic că nu trebuie să ne înfricoșăm de firul argintat, firul aurit și chiar păietele de argint sau de aur, pentru că dacă femeia și-a putut permite, atunci trebuie neapărat inclus în cămăș. Durerea cea mai mare a tuturor meșteriților ce muncesc asupra unor ei autentice este falsificarea tradițiilor. Probabil că lumea își dorește acest, vede, simte această valoare a cămășii și își dă seama că ca să plătești munca cuiva nu e atât de scump, poate. Și atunci fetele își cos singuri. Așa am gândit trebuie și eu la început. Trebuie să simți ceea ce coși. Personal prețuiești mai mult? Mai mult prețuiești. Eu, de exemplu, la început tot m-am gândit că uite să vinde o cămașă, dar nu e așa cum vreau eu. Am mai văzut o cămașă, dar nu e așa cum vreau eu. Și atunci am scris, cred că trebuie eu singură să mi-o cos. Lucrările pe care le realizează Olesia Enache au o particularitate foarte distinctă. Au parte din ceea ce înseamnă universul Olesia Enache. Și dacă ne referim la coaserea iilor, într-adevăr, se apucă de cele mai complicate exemplare. De ce face acest lucru? Înțeleg, pentru că vrea să salveze de la uitare și vrea să includă în circuitul zilelor noastre piesele care cel mai mult întruchipează idealul de frumusețe al femeilor care le-au cusut, al femeilor care au cusut aceste ei multe sute de ani în urmă, dar și idealul de frumusețe al tuturor celorlalți care au privit cu dragoste la femeile îmbrăcate în ei.